faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, beți toți din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Până va veni El, și asta așteptăm, dragii mei, venirea Lui, trebuie să facem două lucruri la cina Domnului, să vestim moartea Lui. Și nu mai revin asupra faptului că a vesti moartea Lui înseamnă mult mai mult decât Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Adevărat. Dar moartea Lui a trebuit să satisfacă mai întâi așteptările Tatălui. Și până când așteptările Tatălui nu sunt satisfăcute, noi nu avem nimic. Și abia după aceea trebuie să rezolve toate problemele care ne despărțeau de Dumnezeu să ne aducă la El. Dar dincolo de acestea, data trecută și în seara aceasta, am vrea să ne oprim lângă ceea ce ne poruncește de două ori: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Am vrea să-L pomenim pe El. Dar cine este El? Noi tocmai încheiem cartea Apocalipsa și Apocalipsa începe așa: descoperirea lui Iisus Hristos. Este fie o descoperire din partea Lui, fie o descoperire a Lui. Dar dacă viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, cu siguranță, răsfoind cartea Apocalipsa, vedem o mulțime de metafore pe care le folosește Ioan pentru a ni-L descoperi pe Cel pe care îl pomenim la singura noastră sărbătoare. Da, avem și Crăciun, și Paști, și Bobotează, și multe alte lucruri. Dar un singur lucru cerut de Domnul Iisus, să-L pomenim pe El ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta. Este interesant că metaforele pe care le folosește Ioan acopere ambele veniri ale Domnului Iisus Hristos. De pildă, legat de prima venire, El este Fiul omului, este mielul, este pruncul. Legat de a doua venire, este leul, judecătorul, mirele ceresc. Sintagma Fiul omului îi găsim rădăcinile în Daniel. Și acolo, în capitolul 7, se ridică din mare, una după alta, patru fiare care, rupând, călcând totul în picioare, vor să așeze pe pământ imperiile lor, împărățiile lor. Cel îmbătrânit de zile cheamă pe unul ca un fiu al omului și îl contrapune forțelor întunericului. Se așeze pe pământ o împărăție veșnică care nu va trece niciodată. Țineți minte statuia din capitolul 2, un cap de aur, un piept de argint, brâu de aramă, picioarele de fier amestecate cu lut și o piatră, fără ajutorul unei mâini, se desprinde din munte, lovește picioarele statuii și pulverizează totul, transformă totul în pleavă și o ia vântul. Și Nebucadnețar, speriat, își cheamă toți înțelepții. Apoi, în capitolul 3, ca să sfideze pe Dumnezeu, ridică aceea statuie pe care a văzut-o toată de aur. Și toți sunt chemați să se închine înaintea ei. Afară de Ciadrac, Meșac și Abednego. Aici își are originea sintagma Fiul omului. Și Domnul Iisus, într-un fel, îmbrățișează această metaforă ca fiind cea mai dragă inimii Lui, pentru că El vine să împlinească funcția, mandatul pe care Fiul omului l-a primit de la cel îmbătrânit de zile. Dar atunci când compar pe Fiul omului cu fiarele, deși El are putere asupra vântului și morții și are putere asupra a tot ce a creat, întrebarea este: care va fi strategia cerului în așezarea unei astfel de împărății? Va fi oare strategia leului care sfâșie?
Nu, dragii mei, ci strategia mielului care se lasă sfâșiat. Dar pentru asta, el trebuia să devină unul dintre noi, pruncul. Și mielul și pruncul sunt legați de olaltă în mod inseparabil. Pruncul crește să împlinească funcția mielului lui Dumnezeu, cunoscut înainte de întemeierea lumii. În seara aceasta, pomenindu-l pe el, am vrea să ne apropiem de mielul, de mielul lui Dumnezeu. Și atunci când răsfoiești cartea Apocalipsa ca să te întâlnești cu mielul, că de-aia am venit, spunea Cristi, să ne întâlnim cu mielul, trebuie să-l înțelegi pe el în toate ipostazele lui. El este mielul din veșnicii, dar este și mielul întrupat, este și mielul crucificat și îngropat, ca a treia zi să învie din morți. Dar este și mielul înălțat care șade de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. El este mielul. El este mielul. Dați-mi voie să le iau pe rând. Mielul din veșnicii. Sunt multe texte care vorbesc despre asta. Apocalipsa, 1 Petru, Efeseni, Evrei. Și v-aș aduce aminte de ele. Atunci când deschizi cartea Apocalipsa, după introducerea din capitolul 1, cele 7 sfeșnice îl primesc pe Fiul omului ca judecător și el vine și judecă cele 7 biserici, chemându-le la biruință pentru a-și păstra numele în cartea vieții, cum spuneam dimineață. Dar imediat în capitolul 4 se deschide ușa în cer și Ioan este invitat în sala tronului lui Dumnezeu. Foarte interesant, glasul care l-a auzit înapoi al lui și pe care îl vede ca pe unul, ca un fiu al omului, îl strigă din ceruri, pentru că el era și aici și acolo. Suiete aici! Și în momentul acela se pomenește în fața tronului lui Dumnezeu. Capitolul 4, suveranitatea celui ce șade pe tron. Capitolul 5, strategia celui ce șade pe tron. Și este o diferență, dragii mei. Dumnezeu zice, se face, poruncește și ce poruncește. Ia ființă, ar fi putut să strivească pe diavolul, așa cum o va face după mileniu. Ar putea să ne oblige pe fiecare dintre noi, dar el nu dorește o dragoste cu sila. Și atunci, în capitolul 5, Ioan se întoarce și vede în mâna dreaptă celui ce ședea pe tron un sul de carte pecetuit cu 7 peceți. Un înger puternic se ridică în fața tronului și strigă în auzul întregului cer: cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Și vine răspunsul și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să deschidă cartea, să uite în ea. Și am plâns mult, spune Ioan, până când unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda a biruit să deschidă cartea și să uite în ea. Ioan se întoarce să vadă leul și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii, vede un miel care părea junghiat. Avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Dar dacă la strigătul îngerului nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu mai există niciun alt loc în care să mai cauți. Și atunci, realmente, trebuie să fim undeva în veșnicie, dragii mei, în care mielul părea junghiat pentru că era pregătit pentru junghiere, dar încă nu se împlinise vremea întrupării. Cu alte cuvinte, Ioan îl vede pe miel în veșnicie, pregătit pentru junghiere. Dacă n-ar exista alte texte care să confirme lucrul acesta, aș putea spune că poți fabula și aluneca ușor pe slovele Scripturii. Dar ascultați ce spune Petru în capitolul 1, versetele 13 la 20. Versetul 16 spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică și cu tremur în timpul pribegiei voastre, că știți
că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos. Și ascultați ce spune textul despre el. Mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. A fost cunoscut ca miel fără cusur și fără prihană, înainte de întemeierea lumii, dar arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. Pentru noi. Încă din veșnicii, dinaintea întemeierii lumii, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava, să devină mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. În centrul aveți momentul întemeierii lumii, când Dumnezeu a zis să fie lumină. Și actul creației a continuat. În dreapta aveți istoria. Și în istoria aceasta este un moment, împlinirea vremii, când în Ieslea din Betlehem se întrupează Dumnezeu. Și apoi trăiește printre noi, este răstignit și se înalță la cer, se lasă loc istoriei bisericii pe care o trăim noi în așteptarea revenirii lui. Dar ce s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii? Înainte de întemeierea lumii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, coeterni, dinpreună au adus în existență un plan și l-au pus în aplicare. A fost o vreme când în veșnicia trecută Fiul era egal cu Tatăl, Duh ca Tatăl. Dar perioada asta a luat sfârșit în momentul în care un glas a auzit în cer. Cine va merge pentru noi? Pe cine să trimitem? Și a venit răspunsul Fiului, iată-mă, trimite-mă în surul cărții. Este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și în momentul acela, în veșnicia trecută, Fiul a dezbrăcat slava, a luat un chip de om, devenind al doilea Adam, după al cărui chip am fost plămădiți noi. Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin el, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și observați, veșnicia în sine este ruptă în două, înainte și după. Înainte, coegal cu Tatăl. După, dezbrăcat de slava lui și luat un chip de rob, așteptând împlinirea vremii și a întrupării. Pentru ca mielul din veșnicii să devină mielul întrupat. Ați văzut dimineața imaginea, dați-mi voie să vă aduc aminte încă o dată de ea. De data aceasta, întemeierea lumii este acolo în colțul din dreapta. Tot ce nu-i pe ecran este istoria pe care ați văzut-o în imaginea de mai înainte, iar cei pe ecran este veșnicia. Textul spune, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, cu alte cuvinte, dacă citesc textul atent, atunci alegerea a trebuit precedată de altceva. Nimeni nu poate fi ales dacă nu este mai întâi înfiat. Și nimeni nu poate fi înfiat dacă nu este răscumpărat din robia satanei și iertat. Dar cum să fii răscumpărat și iertat dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi dezbrăcat slava lui să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii încă în veșnicia trecută? Mielul din veșnicii nu ne putea mântui. El a trebuit să se întrupeze, dragii mei, la împlinirea vremii, să devină unul dintre noi, cum am văzut și dimineață. Și dați-mi voie să parafrazez prorogul lui Ioan. La început era mielul. Și mielul era cu Dumnezeu și mielul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Aș sări în evrei să-l ascult pe Pavel vorbind în capitolul 10, versetele 4 și 5. Căci sângele taurilor, da, este cu neputință să șteargă păcatele, da? Nu se poate. Și de aceea mielul aștepta împlinirea vremii. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup.
n-ai dorit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dar voia lui Dumnezeu trebuia împlinită de mielul întrupat, pentru ca să poată fi pregătit pentru crucificare, pentru răstignire. Cum s-au întâmplat aceste lucruri? Dragii mei, mielul din veșnicii a trebuit să se înghesuie în pântecele unei femei și să aștepte 9 luni venirea în lume. În Apocalipsa, capitolul 12, într-o imagine, Ioan adună toată această istorie. Am văzut un semn mare și minunat, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată. Țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Și am văzut un alt semn, un mare balaur roș, 7 capete, 10 coarne, stătea înaintea femeii să-i mănânce pruncul când îl va naște. Ea a născut un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască neamurile cu un toiac de fier și pruncul a fost răpit la Dumnezeu. O istorie înghesuită într-o imagine. În Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5, Pavel spune, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce sunt sub lege, ca să capete înfierea. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce sunt sub acuzarea legii, ca să capete înfierea, pentru că astfel să putem fi aleși în Hristos de către Dumnezeu. Și capitolul 1, versetul 14, încheie istoria. Și mielul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Mielul s-a făcut trup. Dar de ce? De ce era nevoie de întruparea Fiului lui Dumnezeu, a mielului din veșnicii, pentru mântuirea noastră? Ați auzit dimineața, cei care ați fost cu noi, textul din Evrei, capitolul 2, versetul 10, 14 la 18? Acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile, în planul și în dorința lui, voia să aducă mulți fii la slavă. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu și spuneam dimineața, numai diavolul și îngerii lui au fost făcuți pentru focul cel veșnic. Noi am fost făcuți pentru Dumnezeu, după chipul lui. Și de aceea numele noastre au fost scrise în cartea vieții mielului, înainte de întemeierea lui, în baza jertfei lui, terminate și desăvârșite. Și singurul lucru care ni se cere este să ne-l păstrăm în cartea vieții mielului. Să nu ni se șteargă numele de acolo. Pentru că atunci este ca și cum n-am fi fost scriși niciodată. Dar nu uitați, dorința Tatălui este să mântuiască pe toți oamenii, ne spune Scriptura. Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Și dacă Tatăl nu minte, planurile Lui trebuia să ne cuprindă pe toți. Pentru că El vrea să aducă mulți fii la slavă. Mulți fii la slavă. Da? Dar pentru asta trebuia să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Și mielul din veșnicii trebuia să devină mielul întrupat ca să poată să ajungă mielul crucificat. Și ascultați cum continuă versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși s-a făcut deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, ca să ne poată răscumpăra din ghearele lui, de sub stăpânirea lui, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit. Nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot, milos și vrednic de încredere, să facă ispășire pentru păcatele norodului și
prin faptul că El însuși a fost ispitit în lucrurile care a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Observați, mielul din veșnicii nu putea face nimic pentru noi, dar nici mielul întrupat nu ne putea mântui dacă nu s-ar fi lăsat crucificat și răstignit. Și noi ar trebui să sărbătorim nașterea lui Iisus plângând. Nu-i așa? Pentru că pruncul acela a venit să moară și moartea lui este singura noastră nădejde, pentru că este moartea lui în locul meu, în locul tău. Mielul din veșnicii, mielul întrupat, mielul crucificat. Dar oare de ce trebuiau să se întâmple lucrurile în felul acesta? Noi venim din Genesa, am trecut în Apocalipsa ca să adunăm într-un fel Scriptura în anul acesta. Și poate vă mai aduceți aminte de capitolul 15 din Genesa, de legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram. Mai întâi spune, uite-te la stelele cerului, așa va fi sămânța ta. Și Avram zice, a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și Dumnezeu îndrăznește să-i vorbească din nou, zice, eu sunt Domnul Dumnezeul care te-am scos din Ur, din Haldea, ca să-ți dau țara aceasta în stăpânire. Dar în momentul acela Avram zice, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o vei stăpâni? Și Dumnezeu se uită la el și spune, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a înțeles. A luat animalele, le-a despicat, le-a pus față în față jumătățile, a creat un culoar printre ele, s-a așezat la un capăt al culoarului, așteptându-l pe Dumnezeu să apară la celălalt capăt. Dacă mai țineți minte, cei doi trebuiau să treacă printre dobitoacele despicate să strige cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Avram știa lucrurile acestea. A stat și a așteptat și timpul a trecut și s-a lăsat întunericul. Și textul spune că atunci când s-a lăsat întunericul, un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Și textul continuă, în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram. Avram stătea și se uita buimac la ce se întâmplă. Domnul luase asupra sa și partea lui Avram. Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu și urmașii tăi veți cărca legământul. Dumnezeu știa că e singura noastră nădejde. Cât de în serios trebuie să luăm un astfel de legământ? Avram urma să învețe lucrul acesta un pic mai târziu, pentru că în capitolul 22, după aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, a zis el. Domnul i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. Dis de dimineață, nu știm a câtea dimineață, Avram a pus șaua pe măgari, a luat 2 slujitori, pe Avram pus lemnele și a pornit spre muntele Moria. Când a ajuns la poalele muntelui, a lăsat slujitorii și măgarii și a luat lemnele și le-a spus în spinarea fiului său Isaac. Și au început să urce pomărnișul muntelui și Isaac s-a oprit și a zis, tată, ce e fiule? Uite lemnele, uite focul. Unde-i mielul? Pentru arderea de tot. Avram și-a înghițit probabil lacrimile și printre sughițuri a zis, Jehova, Ire. Domnul l-a purtat de grijă. În momentul în care pumnalul se ridică deasupra fiului său, îngerul Domnului îl oprește, spune, Avrame, să nu faci niciun rău copilului tău. Pe mine însumi jur. Pentru că ai făcut lucrul acesta, te voi binecuvânta și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Putea oare Dumnezeu să nu se țină de cuvânt?
când a trecut de unul singur printre dobitoace, luând asupra lui și partea lui Avram, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu vei călca legământul? Nu, dragii mei, nu putea. 2000 de ani mai târziu a sosit ceasul socotelilor. Când promisiunea lui Dumnezeu, care nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-i pare rău, trebuia să-și împlinească propria lui făgăduință, propria lui promisiune. Țineți minte când flăcările au trecut printre dobitoacele despicate și în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram? Înainte de răstignire, stând la masă cu ucenicii săi, Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se frânge în locul trupului vostru. Se frânge pentru voi. Atunci pe câmpie Avram stătea buimac, fără să înțeleagă ce se întâmplă. Acum, urmașii lui Avram, înfuriați în curtea lui Pilat, au început să strige: ui, răstignește-l! Răstignește-l! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ca și cum el, nu ei, ar fi călcat legământul. Ar fi întors spatele lui Dumnezeu și l-ar fi necinstit. Atunci, Avram a pus lemnul pentru arderea de tot în spinarea fiului său Isaac și au pornit să urce povărnișul muntelui și a reverberat de peste munți și dealuri: unde-i mielul? Acum, Dumnezeu a pus crucea pe spinarea fiului său Isus și plângând pe urma lui a urcat dealul căpățânii, ca apoi să se lase răstignit împreună cu fiul său. Așa ne spune Scriptura: Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Vă puteți imagina un miracol mai mare decât acesta? Creatorul întregului univers, susținătorul întregului univers, stăpânul întregului univers, să se lase răstignit în locul meu? Un vierme? Un păcătos? Iată mielul. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar în Vinerea Mare, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Pentru că noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru Dumnezeu. În Vinerea Mare, în tăcerea, după ce hohotele, batjocurile s-au stins, s-a auzit un s-a isprăvit. Dragii mei, mielul din veșnicii nu ne putea mântui. Nici pruncul din iesle nu ne poate mântui. Nici măcar făcătorul de minuni din cei 33 de ani și jumătate cât i-a trăit pe pământ nu ne putea mântui. Doar mielul crucificat. Dar de unde să știm că nu este unul din mulții răstigniți din vremea aceea de către romani? De unde să știm lucrul acesta? Dragii mei, dintr-o singură realitate, din învierea lui. Din învierea lui. Să facă lucrul acesta el pentru noi este un lucru incredibil. Dar cine este cel pe care îl pomenim la masa Domnului? Da? Este mielul din veșnicii. Este mielul întrupat. Este mielul crucificat. Dar este și mielul înviat. A treia zi a înviat din morți, după Scripturi, ne spune Biblia. Mielul înviat. Întoarcem paginile prin cartea Apocalipsa. Suntem la sfârșitul ei și am vrea să-L pomenim pe Iisus. Spre pomenirea mea, la masa Lui. El este cel sărbătorit. Dragii mei, El este mielul. Este mielul din veșnicii, mielul întrupat, mielul crucificat,
mielul înviat, dar și mielul înălțat la cer. Au ieșit din Ierusalim pe muntele Măslinilor și discutau cu Domnul Iisus și la un moment dat El a început să înalțe dintre ei. Și un înger a venit și le-a spus, bărbați iudei, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus pe care l-ați văzut plecând se va întoarce, cum a auzit cântarea, da? Și când se va întoarce El, noi vom fi schimbați într-o singură zi și îl vom întâmpina pe nori. Dar până atunci, ce face mielul înălțat pentru desăvârșirea mântuirii noastre? Evrei, capitolul 7, versetul 24. Deoarece are o preoție care nu poate să treacă de la unul la altul, spune textul. De aceea poate să ne și mântuiască în chip desăvârșit pe toți aceia care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dragii mei, Hristos este ocupat și acolo în ceruri. Pentru că eu aici pe pământ mă lupt cu ispitele și uneori cad. Și când Duhul lui Dumnezeu mă dovedește vinovat în ce privește păcatul și vin să-mi cer iertare, un Doamne iartă-mă nu rezolvă păcatele mele. Pentru că păcatul meu l-a necinstit pe Dumnezeu și a călcat legea Lui. Și de aceea am nevoie de un avocat în fața completului de judecată. Și El, Hristos cel înălțat, mijlocește pentru noi să-mi desăvârșească mântuirea, pledând cauza mea înaintea completului de judecată. Tată, iartă-i, am plătit pentru păcatele lui. Dacă ne mărturisim păcatele, din pricina lui Hristos, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Ce m-aș face fără un avocat în ceruri? O, da, El este mielul din veșnicii, întrupat, crucificat, înviat. Dar dacă nu este și mielul înălțat care să mijlocească zilnic pentru noi, mântuirea mea nu va putea fi desăvârșită. Răsfoi în cartea Apocalipsa ne-am întrebat cine este acela pe care trebuie să-l pomenim la cina Domnului. Apocalipsis Iesu Christu, descoperirea lui Iisus Hristos. Și metaforele acoperă și prima și a doua venire a Lui. În prima venire, El este Fiul omului, care n-a venit să sfâșie, să calce în picioare, să oblige, ci care a venit dezbrăcând slava Lui și devenind mielul lui Dumnezeu, născându-se dintr-o fecioară, ca să fie unul dintre noi și ca în felul acesta să poată plăti în locul nostru. Dar, dragii mei, nu vă înșelați, există și o a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și în a doua venire, în capitolul 19, este leul din seminția lui Iuda, care cu suflarea gurii lui nimicește pe toți cei răi. Dar este și judecătorul, ați auzit dimineața, care judecă cu dreptate și nepărtinire, pentru că totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Și abia l-așteptăm pe mirele ceresc. Noul Ierusalim coborându-se din cer, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și de aceea biserica lui, mireasa lui strigă, Maranata, vino, Doamne Iisuse! În seara aceasta ne-am oprit în dreptul mielului, care nu putea deveni miel întrupat decât prin pruncul din pântecele Mariei. Și toată cartea Apocalipsa vine să ne vorbească despre mielul din veșnicii, mielul întrupat, mielul crucificat, mielul înviat și mielul înălțat. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia nouă. Tocmai un astfel de mare preot ne trebuia nouă, sfânt, neprihănit, fără pată, despărțit de păcătos, de păcătos și înălțat mai pe sus de ceruri. Doamne Iisuse Hristoase, te așteptăm.